venit la live-ul de vorbă cu Vania Limban, moașa ta de suflet. Sunt Vania Limban, moașă independentă. Am o experiență de peste 25 de ani în sistemul de stat din România. Am lucrat la maternitatea Spitalului Universitar București, dar și în privat colaborez de mai bine de 10 ani cu maternități private și desigur ca moașă independentă și fondator la Active Center. Prin acest live îmi propun să abordez teme legate de sarcină, naștere, îngrijire bebeluș, invitând la dialog medici, moașe, dula, psihologi, dar și gravide și mame dornice să se implice în educația viitorilor părinți și schimbarea unui sistem extrem de defectuos, așa cum este el în clipa de față în România. Tema zilei de azi este maternitate, pandemie, adaptare. Invitatele mele sunt Oana Boia și Andra Sima Bencea. Bine ați venit, dragele mele, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Oana și Andra sunt mame și cofondatoare Mom O'Clock. O să vedeți ce înseamnă acest Mom O'Clock. Vom vorbi astăzi despre experiența maternității lor, cu suișurile, cu coborâșurile ei, dar și despre ce înseamnă a fi mame antreprenor și o idee relevantă de business care răspunde la nevoile gravidelor și mamelor și al cărui punct de referință l-a reprezentat tocmai experiența și încercările lor ca mame. Oana, Andra, dacă vreți să spuneți câteva lucruri despre voi. Oana, hai să începem cu tine. Bună seara, mă numesc Oana, sunt mama a două fetițe, fostă sau chiar actuală corporatistă, pentru că sunt în concediu de îngrijire cu copil, antreprenor și totodată cofondator Mom O'Clock, cum ai spus și tu, Vania, alături de Andra. Mulțumesc pentru invitația din seara asta. Cum vârstă au fetițele tale? Fata cea mare are 3 ani și 2 luni, iar cea mică are 1 an și 2 luni. Andra? Da, bună seara, mulțumim pentru invitație, Vania. Și eu sunt mămica a doi copii. Am o fetiță de 2 ani și 6 luni și un băiețel care chiar azi împlinește 3 luni. Deci, da, am fost însărcinată și am născut în pandemie, când va fi momentul vom discuta despre asta. Iar pe Oana o cunosc de pe băncile corporației, să spunem așa, am fost colege de serviciu și după aceea, după ce am devenit mămici, am hotărât să ne unim forțele și într-un proiect antreprenorial, inspirat într-adevăr din viața noastră de mămici, așa cum bine ai spus. Mulțumesc mult! Înainte de a vă începe să vă adresez câteva întrebări, aș vrea să completez câteva lucruri despre acest proiect Mom O'Clock. De fapt, așa cum știu eu și desigur că voi o să spuneți mult mai multe lucruri și mai în detaliu, Mom O'Clock pentru mine a fost cafeneaua Mom O'Clock din București. Știu că a devenit într-un timp destul de scurt de la deschiderea ei un loc excelent de socializare, dar și de educație pentru gravide, mămici cu bebeluși, proaspeți părinți. Așa după cum vă aduceți, cred că și voi aminte, ne-am întâlnit la un târg și atunci îmi propusesem să vin să vă vizitez pentru că erați foarte aproape de unde aveam eu locația cu Active Center, dar în sfârșit lucrurile s-au întâmplat așa cum s-au întâmplat și COVID-ul desigur că a adus schimbări și ne-a afectat pe mulți dintre noi. Așa că și Mom O'Clock a fost afectată, cafeneaua a trebuit să se închidă, dar Oana, Andra și cea de-a treia parteneră a voastră, să o pomeniți și pe ea, vă rog frumos, au trebuit să închidă, dar nu au renunțat, ci s-au reinventat, așa cum spun ele, într-o familie mărită și cu un business nou pe timp de pandemie, afirmând cu convingere că depinde doar de tine să vezi oportunități sau restricții. O să vedeți, dragile mele, două mame, dar și două antreprenoare extraordinar de puternice și lucrul acesta merită
să fie susținut prin a le adresa felicitările mele și desigur cred că și ale voastre. Avem două întrebări de poll care or să apară, Ivan o să le posteze și la care vă rog să răspundeți. Întrebarea numărul 1 este: de unde preferi să-ți faci cumpărăturile pentru tine și bebelușul tău? A doua întrebare: ai vrea să-ți deschizi un business online pentru gravide mame, viitor părinți? În măsura în care ele vor fi postate, voi o să aveți timp să bifați răspunsul vostru și de asemenea vă așteptăm cu întrebări. Îmi doresc să fie chiar un moment interactiv cu Oana și Andreea. Și acum am ajuns la voi. Știu că fiecare dintre voi două a trăit experiențele nașterilor voastre în mod diferit. Oana, tu mi-ai spus că ai avut două nașteri naturale. Andreea, tu ai născut prin cezariană înainte, dar și acum de curând în timpul pandemiei. Așa că vă rog să ne spuneți pe ce s-au bazat opțiunile voastre atunci când ați decis că vreți să nașteți natural sau prin cezariană. O să încep eu. Am ales să nasc natural, odată din pricina fricii de operație. Mie personal nu mi se pare că cezariana este o operație ușoară și poate frica mea moștenită de la mama, cu frica de cuțit, cum se ar spune. După care îmi doream foarte mult să fiu fizică disponibilă. Aveam teama asta că n-o să mă recuperez foarte ușor. Și bineînțeles că am crezut că și poate să fie așa de greu, că fac mamele, femeile astea de milioane de ani. Aici m-am înșelat un pic. Drept urmare, nici nu m-am informat suficient, adică am făcut acel curs de curicultură, l-am bifat, ok, hai să vedem. După care, la a doua naștere, pentru că aveam și cafeneaua și eram expusă la foarte multe cursuri de curicultură și cursuri la maze, m-am pregătit mult mai bine, am știut ce drepturi am, ce pot să cer în timp ce nasc, ce importanță are o persoană să te asiste, o persoană cunoscută, dragă ție. Și rămân la convingerea mea că oricât de greu ar fi, după aceea recuperarea este foarte, foarte ușoară. Bineînțeles că am auzit și de situații în care nu am fost așa, dar pentru mine cred că a fost cea mai bună opțiune. Și, într-adevăr, a doua naștere a fost mult mai ușoară, nu a fost o naștere indusă ca prima, a fost o naștere care s-a declanșat de la sine, a fost un alt mediu, m-am simțit mult mai în siguranță, mult mai liniștită. Aș repeta-o dacă ar mai fi ocazia. Aș vrea să te întreb, Oana, care a fost diferența în percepția durerii între cele două nașteri? Enorm de mare. La prima, cum am spus, mi-a fost indusă nașterea, aveam 41 de săptămâni și 2 zile și chiar am crezut că nu o să fac față durerilor, adică deja la dilatare 6-7 nu mai puteam și într-adevăr într-un final am reușit să primesc anestezia. Ori la acea de-a doua naștere tot așteptăm acele dureri puternice și într-un final am zis să mergem totuși la spital să vedem cam care e situația și mi s-a spus că deja era dilatație 8. Adică mai aveam puțin și nășteam acasă așteptând durerile alea mari pe care le-am trăit la prima naștere. O diferență foarte mare. Și în cele din urmă nici am mai primit anestezie. La a doua naștere am reușit să nasc natural, fără anestezie, fără rupere. Da. Deci o experiență total diferită. Excelent, excelent, bravo ție, felicitările noastre. De altfel, ceea ce pot să adaug aici este faptul că această componentă psihoemoțională este foarte importantă și faptul că pentru a doua naștere tu ți-ai stabilit niște repere din care ai știut cum să faci față provocărilor generate de durere, pentru că, na, durerea este, trebuie să recunoaștem. Asta te-a ajutat și foarte mult să îți accepți durerea, da? Da. Ai avut și alte sugestii de a naște prin cezariană sau din start ai stabilit... Nu, am ales să nasc natural, ba chiar la momentul respectiv, Spitalul Filantropia, unde urma să nasc, a închis peste două săptămâni. Și chiar am ales o clinică privată unde eram sigură că sunt pro-naștere naturală. Mi-am dorit foarte mult să nasc natural pentru că aveam și copil mare acasă. Apropo, tot de frica mea de la prima naștere, că n-aș putea să fiu disponibilă fizic și ne trecând pe o cezariană, nu știu cum este și mi se părea prea mult imprevizibil.
Și de aceea am ales o altă clinică unde să pot naște natural și să fiu sigură că nu forțează doctorii nota și nu invocă motive pe care n-ar trebui să le invoce ca să intru în operație. Ba mai mult, chiar am încercat cumva cu mine să gestionez situația asta, că mă gândeam că poate totuși ar fi nevoie la un moment dat, în cazul unui dificil, un obstacol, o complicație, și cred că ar fi trebuit să lucrez foarte mult cu mine, să accept situația și să o tratez ca atare. Dar mă bucur că n-am ajuns acolo. Oricum, mi se pare extraordinar de interesantă afirmația ta că ai ales să naști natural de frica cezarienei, pentru că 90% dintre viitoarele mame din România aleg să nască prin cezariană de frica nașterii naturale. Uite, tu poți să fii un adevărat model în sensul acesta, pentru că, într-adevăr, sigur, atunci când nu este niciun motiv, da, care să motiveze o cezariană, fie că e legat de mamă, fie că e legat de viitorul copil, într-adevăr, este păcat să naști prin cezariană. Hai să vedem, Andra, care a fost situația la tine, pentru că tu ai avut două cezariene. Da. La început nu planificam neapărat acest lucru, adică, așa cum spune și Oana, am fost și eu la cursuri, la cursuri la MAZ, la cursuri de informare de puericultură înainte de naștere. Eu l-am și pe cel mic aici, de asta mai auziți niște zgomote, e lângă mine. Nu-i nimic, e drăguț, foarte frumos. La nevoie o să-l iau și la mâncărică, dacă o să vrea. Așa. Deci spuneam că nu am planificat din start o cezariană, cum se întâmplă în multe cazuri, însă trebuie să recunosc că, așa cum Oana avea oarecare frică de cuțit, eu aveam oarecare frică de durerile nașterii, durerile facerii, cum se spune. Și atunci această teamă, care probabil era undeva în mintea mea, coroborată și cu faptul că medicul mi-a sugerat că poate ar fi o variantă mai bună din cauza că eu sunt destul de minionă, așa, nu sunt nici foarte înaltă, nu am fost nici, n-am avut nici foarte multe kilograme și copilul era mare, într-adevăr, urma să aibă undeva, era estimat undeva la 3,8 kg. Și atunci, toate aceste motive, am zis, ok, bine, facem cezariana, asta a fost prima dată. Iar la a doua naștere, pentru că s-a produs la aproximativ 2 ani după prima și pentru că eram și în plină pandemie, nu trebuie să recunosc că nu prea m-am mai pus problema unei nașteri naturale, pentru că medicul mi-a spus că sunt oarecare riscuri ale unei nașteri naturale după o cezariană, deși știu că este posibil, dar timpul era destul de scurt și trebuie să spun că și pandemia m-a făcut să aleg această variantă, pentru că era totul, erau niște pași mult mai calculați. Trebuie să precizez că prima dată, prima naștere cezariană a fost o cezariană la cald, adică am vrut să aștept travaliu, am stat 10 ore cu contracții, pentru că am vrut să simt contracțiile și să vină bebe atunci când vrea el, de fapt, chiar dacă procesul în sine va fi o cezariană. Pe când acum, la a doua naștere, a fost o cezariană programată, într-adevăr, în săptămâna 39 spre 40, deci deja spre finalul termenului, dar a fost programat din cauza că nu voiam să risc nimic. A fost un context în care trebuia să fim foarte planificați cu testul anti-COVID, să vină rezultatele, dar totuși să nu expire rezultatele, pentru că după aia trebuie să le faci din nou, dacă nu ai încă rezultatul când intri în sala de operații. Copilul stă un pic departe de tine câteva ore sau până vine rezultatul și nu am vrut să risc să trec prin aceste necunoscute, să zicem. Pe tine, Andreea, aș vrea să te întreb și cum ai perceput tu durerea, pentru că și la o cezariană, oricare dintre cele care ne urmăresc și dacă au ceva de comentat, chiar le rog să comenteze în sensul acesta, și la o cezariană există dureri. Sunt durerile după cezariană. Au fost diferite la prima și la a doua și cum au fost până la urmă? Da, confirm. Chiar la a doua naștere aveam deja
business-ul Mama Clock și în cadrul business-ului există și un blog unde noi mai scriem poveștile noastre sau alte mame ne împărtășesc poveștile lor și din sala de terapie intensivă chiar am scris un articol pentru toate mămicile să știe că nu există naștere fără durere. Adică este clar că cele care fug de durerea, cele care fug de durerea nașterii naturale și merg spre cezariană nu vor scăpa de durere pentru că tot este un proces dureros, poate nu atunci pe moment, însă după, într-adevăr, sunt câteva ore sau zeci de ore, câteva zile chiar, în care este un proces destul de dureros. Dar, cum zicea și Oana, și pentru mine cele două naștere au fost diferite și cred că a fost o combinație de așteptări cu experiență, cu, nu știu, lucrurile prin care am mai trecut eu între timp, pentru că și eu am perceput a doua naștere mult mai ușoară decât prima. Adică durerile au fost mai suportabile, mi-am revenit mult mai repede, am putut să mă ridic mai repede după cezariană, prima oară mi-a luat un pic mai mult. Cred că a fost o chestiune de așteptări, am știut exact la ce să mă aștept și cam asta. Are o mențiune de făcut aici, pentru că tu ai cumva ai abordat durerea din perspectiva cezarienei, Ioana din perspectiva nașterii naturale, pentru că am lucrat mulți ani alături de gravide la sala de nașteri și în postnatal, în Lăuzie. Am avut de multe ori mame care au trecut prin experiența nașterii în mod diferit. O cezariană și o naștere naturală. Și la întrebarea asta vreau să vă spun că într-un procent foarte mare, acele mame au spus că ar prefera, dacă ar mai avea o a treia naștere, să fie tot o naștere naturală și nu o cezariană, pentru că, deși femeile, într-adevăr, se tem, mamele, viitoarele mame, se tem de durerea la nașterea naturală, se pare că ea este mult mai acceptabilă, da, decât durerea la cezariană, care trebuie să recunoaștem în prima zi după operație, de obicei se fac injectări prin cateterul peridural, care încă se lasă acolo, iar unele mame chiar exagerează și a doua zi după naștere. Or, chestia asta știm că nu este deloc bună pentru bebeluși. Da, sigur, încă o dată menționez, sunt situații în care nașterea prin cezariană este cea mai bună soluție pentru viața mamei și a copilului, pentru sănătatea lor, dar dacă dincolo de acest lucru nu există niște motivații, totuși, toate studiile ne arată că nașterea cea mai bună, cea mai sănătoasă, cea mai lipsită de riscuri pentru corpul mamei, dar și pentru viitorul copil, rămâne nașterea naturală. Aș vrea să vă mai adresez încă o întrebare, că toți suntem pe tărâmul ăsta. Cum a mers alăptarea? Oana, hai să încep tu și pe urmă Andreea. Groaznic. De ambele dăți. Bine, într-adevăr, și la a doua naștere a existat un progres și în privința alăptării. La prima am hrănit copilul mixt până la vârsta de 7 luni, când ea s-a înțărcat și a rămas doar pe biberon. Iar la cea mică acum o alăptez exclusiv. Dar începutul mi se pare la fel de greu, atașarea se pare că ar fi fost corectă. Eu chiar vorbeam cu Andra că dacă mai aud că spune cineva că alăptarea este naturală și firească și doar atașarea nu-i corectă, nu știu, adică am făcut totul ca la carte, se pare, și cu toate astea tot am avut dureri. Ba chiar Andra cred că poate să împărtășească chiar mai multe, că ne trimitea poze de la fața locului cu tot felul de lucruri. Și deci alăptarea asta, oricât de firească ar fi, cred că nu nașterea e problema, ci alăptarea și tot ce urmează după. Aia e adevărata provocare. Mai ales presiunea că trebuie să alăptezi, că aia e hrana cea mai hrană, dacă nu-i oferi laptele minune copilului, începi să te simți vinovată. E și o presiune din partea societății și a tuturor protocoalelor și a OMS-ului. Așa simt eu. Așa. Aici, da. Aici aș menționa că, din nou, spargem cumva niște mituri. Eu, de exemplu, chiar dacă am avut două cezariene, am alăptat și primul copil și al doilea copil exclusiv. Primul copil chiar până la vârsta de 2 ani, fără câteva săptămâni. Acum, al doilea, pentru că a fost și mai mare decât primul, s-a născut la 4 kg, chiar mi s-a sugerat
suplimentez cu formulă, însă nu prea a fost nevoie, pentru că a crescut foarte bine, laptele a pornit, dar într-adevăr, cum spune și Oana, începuturile mi s-au părut destul de dificile, chiar și a doua oară, când practic eu între cele două sezoane de alăptare aveam doar 4 luni de pauză, cumva. Nu, nici atât, vreo 3 luni. 3 luni de pauză de când o înțărcasem pe fetița mea cea mare până să încep cu alăptarea cu cel mic. Însă, într-adevăr, începutul a fost destul de dificil, adică a trebuit puțin insista, dar din nou, pentru că am știut prin ce am trecut și prima oară, am știut că sunt câteva zile în care, sunt primele zile în care cantitatea nu este foarte mare, când trebuie să-ți dorești foarte mult ca să iasă, am mers înainte. Dar trebuie să recunosc că n-a fost la fel de ușor cum aș fi gândit. Ce vreau să mai adaug este că există această temere că în spital va primi copilul lapte praf. Și toată lumea se ferește de acest lucru și mamele se simt vinovate. În ambele situații, atât la fata cea mare cât și la fata cea mică, i-am oferit lapte praf în spital. Iată că finalul este că pe una am alăptat, o alăptez exclusiv, încă pe cealaltă, cealaltă a rămas cu biberon de la 7 luni. Deci cred că nu există reguli, cred că este foarte, foarte importantă sănătatea mamei să fie împăcată cu alegerile pe care le face, să știe că este o perioadă mai grea de acomodare. Până la urmă, important este ca ea să fie bine, pentru că și copilul ei va fi bine. Și cred că asta ar trebui să fie mindset-ul mamei în general și nu presiunea că trebuie să alăpteze, ba chiar și din partea partenerului poate să fie o presiune. Trebuie să-i dai lapte, mai mulge-te. Ajungi să te mulgi, să nu mai dormi și să trăiești cu această presiune în care poate să ducă chiar și în depresie. Da, i-a pronunțat un cuvânt de bază, depresia, pentru că toate studiile ne arată că cele mai multe depresii postnatale se fac din cauza problemelor care apar în perioada de alăptare și nu din cauza nașterii ca atare. Chiar dacă a fost un travariu mai laborios sau chiar dacă a fost o cezariană cu anumite probleme. Ai dreptate, Oana? Mai mult sunt mame care chiar respectă tot protocolul. Deci pompat imediat după ce îl pui la sân, pompezi, pui cu SNS. Adică aplici toate regulile și cumva nu reușești. Adică pur și simplu se întâmplă. N-ar trebui să existe judecată nici din partea mamelor pentru alte mame că nu reușesc să alăpteze exclusiv, nici din partea partenerilor și mai mult nici din partea lor către ele însele. Acum, eu, gravidelor cu care, în general, ajung să iau un contact la Active Center, le spun așa, doamnelor, când ajungeți la maternitate, să vă aduceți aminte legea celor 3 R și o să vă ajute la naștere extraordinar de mult. Legea mașei Vania. Nașterea înseamnă respirație, relaxare și răbdare. Dar când vă întoarceți acasă, nu uitați că mai există și mai rămâne, deci, legea unui singur R. Este vorba de răbdare. Și asta se referă la faptul că alăptarea presupune foarte multă răbdare. Așa cum ați spus și voi, poți să respecti pas cu pas toate regulile și totuși să ai probleme. Am primit o întrebare. E pentru voi, poate să fie și pentru mine, dar hai pentru voi că e mai ok. Daniela Ciocan zice așa, dacă e înfundat canalul principal de la sân, e ceva de speriat, ce se poate face? Ei, eu chiar m-am lovit de asta cu 2 zile, n-am crezut că o să trăiesc așa ceva vreodată, de unde totul era sau ce puțin la concluzia asta am ajuns că s-ar fi fost motiv, totul a fost frumos și minunat, până când m-am trezit cu un sân foarte, foarte tare. Inițial m-am panicat, am zis că mă duc la urgență, dar unde să te duci la urgență, ce să faci? Într-un final m-a sfătuit o consultantă în alăptare și cu masaj, cu comprese calde. Bine, aveam o perniță din aceea pe care poți să o încălzești la microunde, masaj destul de ferm, foarte ferm. Și la mine a funcționat într-un final, am luat și paracetamol și lecitină, dar a funcționat într-un final cu periuța electrică. Deci am aplicat masaj cu folosindu-mă de periuța electrică și atunci s-a eliberat acel canal și a curs lăpticul. Vreau să menționez pentru Daniela că noțiunea de canal înfundat nu înseamnă că aici în
vârful sfârcului prin cănăluțul ăla pe care, nu știu, dacă ea zice că e la principal, nu curge lapte. Noțiunea de canal înfundat înseamnă că undeva în zona sânului apare o mică umplătură care se e roșie, care este dureroasă. E, acolo, probabil că la juncțiunea dintre niște cănăluțe mai mici, da, cu canalul principal, laptele se îngroașă, da, și practic canalele generează, se generează înfundarea lor. Și așa cum a spus Oana foarte bine, singura soluție, Daniela, așa că și tu să o aplici, te îți recomandă, este să masezi zona respectivă, chiar și în timpul alăptatului. Uite, pe asta nu știam, Oana, cu periuța electrică, așa că, dragele mele, dragoste, țineți minte, periuța electrică este extraordinară. Excelent! Hai că, uite, aflu și eu noutăți. Totdeauna zic, măi, nu o să mai aflu noutăți niciodată. Ba, uite că ai timp să afli noutăți. Până la urmă, în orice problemă a mămicitiei, cred că orice funcționează este extraordinar. N-am să închei încă această zonă a experiențelor voastre legate de naștere și alăptare, înainte de a o ruga pe Andreea să-mi spună cum a fost să fie gravidă și să nască în perioada pandemiei cu COVID. A mărturisit, ne-a spus cât de ceva, dar aș vrea chiar să punteze. A spus că s-a temut că se poate infecta. Cum ai simțit personalul din maternitate, medici, moașele? În ce lună ai născut, Andreea? Andra, da. Andra, spune-mă, te-am botezat, Andreea. Nu e nimic. Andra. Am născut la termen, practic mă apropiam de săptămâna 40. În ce lună? În luna iulie. Aprilie, mai, iulie, da. Da, am petrecut ceva timp în pandemie. Practic eram pe la jumătatea sarcinii, cam așa când a început nebunia. Și trebuie să recunosc că m-au apucat așa niște gânduri care probabil în alt context nu m-ar fi bântuit așa, adică mai trecând odată printr-o sarcină și printr-o naștere, n-ar fi trebuit să am cine știe ce mari griji, dar trebuie să recunosc că m-am gândit ce se va întâmpla dacă mă apucă vreun travaliu prematur, dacă voi naște prematur, pentru că știam că este un context în care nu mi-aș dori ca nici eu și nici copilul meu să petreacă prea mult timp în spital în condițiile actuale. Asta a fost un gând care m-a bântuit destul de mult în ultimele luni de sarcină, trebuie să recunosc. În rest, nu pot să zic că a influențat foarte mult, a contribuit la această decizie de a avea și a doua naștere cezariană, adică am hotărât destul de repede și din cauza pandemiei, iar în spital protocolele erau destul de clare, adică mi s-a explicat de la început că va trebui să fac testul înainte cu maxim 7 zile de naștere și după care în funcție de rezultat urmau să fie niște trasee speciale, unul verde, unul galben, unul roșu. Verde în cazul în care totul e ok, rezultatul este negativ, galben în cazul în care nu apucă să vină rezultatul și ne apucă travaliu sau sunt suspectă în vreun fel, am intrat în contact cu cineva sau ceva de genul ăsta, și roșu în cazul în care aș fi fost infectată cu COVID. Acum nu știu cum s-ar fi petrecut tot în celelalte scenarii, dar pe scenariul verde în care am fost eu până la urmă, diferența față de nașterea dinainte a fost că într-adevăr totul s-a petrecut într-un cerc mai restrâns, adică am fost doar eu și cele 3 zile cât am stat în spital nu a avut voie nimeni să mă viziteze. Am avut impresia că și personalul din sala de naștere a fost un pic mai limitat decât data trecută. N-au avut atât de multe ajutoare, să zicem. Cred că au încercat și ei să fie cât mai puțin contact. Iar în rest, asistentele... nu știu, nu pot să spun că am văzut vreo diferență, doar că purtau, na, într-adevăr, tot timpul măști, mănuși și toate procedurile s-au...
s-a urmat... Ca atitudine, așa. Ai simțit totuși... Ca atitudine pot să spun că mi s-au părut... Nu, din potrivă, mi s-au părut mai prietenoase și mai dornice să ajute cu orice, tocmai pentru că știau că toată lumea e acolo singur, toate gravidele au născut singure și sunt primele zile cu copiilor singure și atunci mi s-a părut că sunt chiar mai săritoare decât de obicei sau decât le-am perceput data trecută, când practic puteam să apelăm la ajutor și din partea altor cunoscuți sau altor vizitatori, să spunem. Aici mi se pare că în România se exagerează foarte mult și chiar nu se respectă niște norme așa cum au fost ele incluse în protocoalele OMS-ului, pentru că să știți că, de pildă în Europa, da, hai să luăm Uniunea Europeană, dacă nu ai nicio problemă, da, și dacă soțul este ok, el poate să participe la naștere. Am spus și la live-ul trecut, o gravidă de-a mea, dar am avut multe exemple, care era elvețian, că și-a preferat să se ducă să nască în Elveția și a făcut cezariană, a avut un motiv anume. Nici nu s-a pus problema să nu să fie soțul ei acolo, a stat și cu ea în prima noapte. Și în România sunt două maternități, nu pot să le spun, dar sunt două maternități în România, probabil că sunt în niște zone din astea favorizate, ca să zic așa, unde soții sunt primiți la naștere, dacă are testul COVID făcut. Da, în sfârșit, astea sunt... Da, ar fi prins bine să fie cineva, pentru că, na, totuși e un moment important, partea emoțională e atunci plină de suișuri și coborâșuri. Chiar și pentru mine, care eram la a doua naștere, cumva mi-ar fi prins bine să mai fie cineva, dar, na, până la urmă, trei zile n-au fost o tragedie. Prima dată ai stat, a fost soțul tău cu tine? Da, prima dată a fost soțul meu cu mine, nu a dormit acolo, dar era practic toată ziua acolo. Aha. Noi, da. Știu că am primit undeva de curând, am primit... un e-mail cu rugămintea de a semna o scrisoare adresată Ministerului Sănătății, e pornită din partea de unui grup de mămici. Cred că ajuns și pe noi, da. Da, am primit și noi. Despre ce este vorba? Puteți... Am primit și noi, da. Despre ce era vorba? Despre ce e vorba? Vreți voi să explicați? Despre faptul că nu se respectă protocoalele OMS, în care se recomandă ca mamele să stea, să primească copilul imediat după naștere. Pe când la noi ce se întâmplă este că pruncul poate să stea separat de mamă chiar și până la ieșirea din maternitate, dacă aceasta nu primește testul rezultatului COVID. Ori OMS spune că nu influențează cu absolut nimic dacă mama e pozitivă, mama poate să alăpteze copilul. Și știu că au fost câteva experiențe ale mame care au trecut prin asta și una dintre ele spunea că până la ieșirea din maternitate, adică 5 zile mai târziu, ea nu și-a pus copilul. Copilul nu a fost-o pe ea. Având o naștere normală, naturală, fără complicații, copilul perfect sănătos, ea perfect sănătoasă. Bine, și au fost câteva situații. Inițial testul a fost negativ, după care pozitiv, adică tot a oscilat și diagnosticul, rezultatul analizei. Și pentru asta se militează, se respecte protocoalele OMS, și copilul să nu fie despărțit de mamă. Așa este. Impresionantă această scrisoare și sper, am înțeles că a fost adresată Ministrului Sănătății și primului ministru și sunt curioasă dacă într-adevăr va fi luată în considerare, pentru că este totuși o cerință normală, firească, da? Și nimeni nu are dreptul să facă așa ceva atunci când, practic, sunt și așa cum noi ne lăudăm că respectăm toate protocoalele, atunci ăsta de ce să nu-l respectăm? Înainte de a trece la întrebarea următoare, Ivan ne-a trimis răspunsul procentual la prima întrebare a Paulului, de unde preferi să faci cumpărăturile pentru tine și bebelușul tău? 68% au spus că fac cumpărăturile în online, 32% au spus că fac cumpărăturile din offline. Bun. Și acum aș vrea să trec la întrebarea următoare,
vă mulțumesc, tot ce mi-a spus până acum a fost foarte interesant și se vede că aveți chiar o experiență extraordinară. Dar acum, Oana și Andra, deci așa cum a spus, știți unde ne-am întâlnit, am fost încântată să vă descoper, dar întrebarea mea acum ar fi: ce v-a determinat pe voi să porniți împreună la acest drum? Cum ați dat start la business-ul vostru Mamo Blog? Cum spunea și Andra la început, tot începutul sau modul în care percepi începuturile este foarte strâns legat de așteptările pe care ți le-ai creat. Eu aveam așteptarea că o să fiu o mamă super cool, o să fie totul super ușor, să mă adaptez rapid, țac, pac, ce poate să fie atât de greu, totul mi-e așa strună sau cel puțin mai bine, destul de bine în general, o să-mi intre și o să-mi vină și rolul ăsta de mamă ca mănușa. Începutul pentru mine, începutul la primul copil, a fost, cum să zic, destul de frustrant, horror de-a dreptul, cel puțin primele 4 săptămâni. Bănuiesc că aș fi trecut și prin acel baby blues despre care se tot vorbește. Simțeam că nu-mi găsesc rostul, nu-mi ieșea alăptatul, nu-mi ieșea somnul, nu-mi ieșeau multe lucruri. După care m-am lovit de viața asta socială pe care am pierdut-o, de unde înainte aveam o viață activă, proiecte, planuri, discuții. Dintr-o dată făceam tot timpul același lucru, o rutină obositoare pe care trebuia să o bifez zi de zi. Dar am început să prind curaj, m-am mai obișnuit cu rolul de mamă, am început să mai ies cu copilul și așa ne-a venit ideea ce ar fi dacă ar exista un loc de acest gen în care mamele simtă confortabil să iasă copiii în oraș, încă de la cele mai vârste, de vârste, un loc în care să nu te simți judecat, privit că nu știi să-ți crești copilul, nu știi să-ți liniștești copilul, să poți să alăptezi în public, să copilul să poată să mișine prin locul respectiv. Am zis noi o cafenea care să ușureze experiența maternității din toate punctele de vedere. Așa a început totul, mânate de copii și de toate schimbările care s-au petrecut în viața noastră. Acum, Andra, dacă tu ai ceva de adăugat sau completat, e mai guest. Păi nu, am aflat și eu despre proiect și l-am îndrăgit din prima clipă. Cine a pus sămânța proiectului? Oana a pus sămânța proiectului. Eu am venit cu apa și împreună am crescut-o. Cine i-a dat numele ăsta atât de frumos? Mi-a plăcut extraordinar de mult, mi s-a părut foarte inspirat. Numele e povestea mai lungă, dar... A fost un proces de brainstorming destul de anevoios în care am ajuns într-o grea această variantă, alături de cea de-a treia parteneră, că spuneam că mai avem în echipă o fată, o prietenă dragă nouă, care ne ajută și cu partea de comunicare, evenimente, copy-uri, e foarte creativă așa și foarte implicată și a iubit ideea încă de la început. Ideea, da. Da, și atunci, împreună și cu ea, am brainstormuit acest nume și într-un final, când avocații, am înregistrat numele, bineînțeles, m-a dat fundă verde, am rămas cu el, că altfel până la acesta ar fi fost multe alte variante. Da, da, da. Dar ne place al nostru. Nu, sună da. Foarte, foarte frumos, chiar dacă e... Așa, hai să zicem, o variantă în limba engleză, dar sună foarte, foarte frumos, da? Bun, am înțeles. Deci, până la urmă, click-ul l-au dat chiar problemele pe care voi le-ați întâlnit și să știți că, tot așa, de-a lungul timpului, am avut multe gravide care, odată ce au devenit mame și care, inițial, înainte de a fi însărcinate, lucrau în corporații sau aveau cu totul și cu totul alte preocupări, profesii, business-uri, dintr-o dată, ajungând mame, și trecând prin experiența nașterii și prin experiența asta postnatală cu creșterea copilului, s-au lansat în business-uri din această zonă, tocmai ca să vină în ajutorul celor care vor trece de acolo încolo, de la ele încolo, prin aceste experiențe, să le ușureze aceste experiențe. Chiar mi-a spus ownera de la una din pompele de sân care se aduc în România și care e foarte populară printre voi, mi-a spus că ăsta a fost punctul ei de pornire. A avut așa probleme cu alăptarea la primul copil, n-a reușit să-și găsească o pompă și așa s-a gândit
să aducă o pompă de sân bună pe care mamele să o folosească. Bun, ați plantat sămânța, ai plantat-o, Andra, ai început să o uzi, da? Deci eu când v-am întâlnit, erați, ca să zic așa, într-o perioadă în care vă făceați cunoscute, era acel târg de la Rom Expo și lucrurile mergeau foarte bine, da? Chiar foarte, foarte bine, am văzut foarte multe fotografii frumoase la voi și se crease acolo la Mamă Cloc, la cafenea, o comunitate foarte frumoasă de gravide, mămici, viitori părinți, părinți. Bun. Ce s-a întâmplat? Pentru că pandemia ne-a dărâmat multe visuri, ca să zic așa, și poate și pentru voi a fost valabil lucrul ăsta. Cum v-ați reinventat? De ce ați dorit să vă reinventați? Pentru că nu e ușor. Adevărul este că nu este ușor să faci niște investiții, să pornești pe un drum și să te trezești dintr-o dată. Eu personal, pe mine, pandemia m-a ajutat extraordinar de mult pentru că am luat niște decizii care, de fapt, m-au ajutat în business și puteam să le iau mai devreme de a fi venit pandemia. Am renunțat la un sediu care lua foarte mulți bani. Actualmente sunt într-o locație extraordinară cu un vad de gravide și bebeluși de zici că nu suntem în pandemie și am simțit reinventarea asta pentru că ea mi-a adus o mare bucurie. Cum v-ați reinventat voi, Oana, Andra? Încă de când am gândit tot conceptul, ne-am dorit să aibă și o componentă online. De altfel, și la acest moment, dacă intrați pe site-ul actual, există un mic shop acolo și aveam în plan să ne concentrăm și pe această componentă mai mult. Doar că prinse cumva noutatea business-ului, pentru că era un business de care, despre care îl știam doar din perspectiva de consumator și nu de antreprenor, de cârciumar, cum s-ar zice. Pentru că eram și mame și antreprenor pentru prima dată, toate lucrurile astea ne-au ocupat timpul și am simțit cumva pe locul 2 planul de a dezvolta componenta online. Dar iată că tot rău spre bine, un șut în fund, un pas înainte, acum le spunem toate vorbele care ne ajută să trecem peste deciziile pe care le-am luat. În martie, chiar înainte să dea starea de urgență, ne-am dus și acum de gram în spatele cafenelui împreună cu Andra și am zis gata, e clar că trebuie să ne concentrăm pe asta, mai ales că noi martie la momentul respectiv aveam planul de a face și o mică bucătărie, de a face terasa, omenajau-o foarte fain, astfel că am luat decizia să ne reorientăm imediat. Luni mai târziu luăm decizia și de a închide cafeneaua pe perioadă nedeterminată. Cam ăsta a fost parcursul. Aveam un plan, dar ne-a forțat contextul, a fost catalizatorul al acestei pandemie de a scoate ce este mai bun din Mamă Cloc. Da. Ce aș mai vrea eu să adaug aici, înainte să trecem la descrierea noului proiect despre care abia așteptăm să vorbim, aș vrea să spun că într-adevăr eram pe val, cum s-ar spune, lumea a început să ne cunoască, să audă de noi. Mămicile care veneau să ne viziteze erau încântate și foarte multe dintre ele reveneau, ceea ce pentru noi era o validare a faptului că facem bine ceea ce facem. Și este clar că un astfel de loc era necesar în condițiile normale de trai, să spunem. Iar din punct de vedere, adică mă rog, atât din punct de vedere al antreprenoriatului, cât și, cum să spun, nu știu, din toate punctele de vedere, cel mai trist este că a trebuit să renunțăm la această parte fizică, care ar fi putut să meargă înainte mult și bine împreună cu cea online, din cauza unor factori externi și care nu au ținut neapărat de noi. Asta este poate cel mai frustrant, dar asta ne va face să redeschidem la un moment dat când va fi cazul, pentru că publicul pe care l-aveam într-adevăr este foarte precaut. Vorbim despre mame cu copii mici care în contextul ăsta de pandemie chiar sunt foarte atente și nu
s-ar mai fi putut susține acest business. Știu sentimentul pe care îl aveți acum, pentru că cu niște ani în urmă, să fie mai bine de 12 ani, ca să zic așa, poate 15, la un moment dat, în locația pe care o aveam, pentru că se și peta, miercurea, ceva de genul ăsta, dacă mi-aduc aminte, aveam o seară, hai la ceai cu Mașa Vania. Măi, și se crease așa o atmosferă de frumoasă, cu mămicile care veneau acolo, cu cei mici, și chiar stăteam la câte un ceai, de multe ori pentru ele era un ceai din ăsta care le stimula lactația, dar într-adevăr, contactul ăsta direct de socializare este extraordinar, mai ales că emoțional este o perioadă din viața noastră în care dăm pe din afară. Da, Oana, spune. Cel de lactație, l-aveam și noi în meniu. Cred că tărietul online nu va putea să fure această emoție pe care interacțiunea fizică ne oferă, poate o perioadă să compenseze, de aceea cred că este important la un moment dat lucrurile să revină treptat la normal. Până atunci, noi ne-am propus să ducem un pic și în atmosfera asta ca femeile, atât cât putem în online, într-un grup de Facebook, unde să creăm un climat prietenos pentru mame, unde să facem haz de necaz, să fie o atmosferă mai relaxată, unde să avem parte și de conținut. Pregătim acum și o serie de conținut la care ele pot avea acces din diverse zone. Pot fi din zona de prenatale, postnatale, parenting, chiar antreprenoriat, în funcție de ce preferințe au. Deci cumva vrem să păstrăm atmosfera asta de cafenea virtuală și în grupul pe care l-am făcut și pe care sperăm să creștem treptat ca un alt mic copil. Da. Frățior al marketplace-ului, ca să zicem așa. Deci, din câte am înțeles eu, voi o să deschideți o platformă, nu? Sau pe o platformă o să funcționeze această cafenea, nu? Nu, acum ce spunea Oana este despre un grup privat pe Facebook. Am înțeles, da. Da, dar într-adevăr, că ne întrebai la început de ce vrem să continuăm, de ce nu am închis și asta este, am mers mai departe și am vrut să dezvoltăm o platformă online unde să continuăm această misiune pe care ne-am asumat-o noi, și anume să facem perioada asta maternității mai ușoară pentru toate mamele care trec prin ea. Și atunci dezvoltarea părții online, deși era în plan de mai de mult, acum am prioritizat-o și va deveni cumva obiectivul nostru principal pe următoarea perioadă. Vorbim despre un marketplace, adică un site de cumpărături pentru mama și bebe, dar unde ne-am dorit ca mama să poată să găsească lucruri cât mai deosebite și cât mai personalizate pentru ea, astfel încât să putem să aducem un strop din senzația aceea pe care o ai când mergi la un târg offline, cum erau și cele de la Romexpo sau cum erau și unele din alte locații, unde puteai să mergi, să te întâlnești cu unii producători locali sau cu producători care fac lucruri personalizate, au materiale, folosesc materiale naturale și lucruri în general mai deosebite. Astfel am vrea să ne diferențiem și de ceea ce există deja pe piață, dar și să oferim această notă mai personală și să putem să spunem că suntem marketplace-ul care înțelege cel mai bine nevoile mamei moderne. Pentru că știm bine că există anumite materiale și anumite, atât când vine vorba de textile, cât și când vine vorba despre jucării și din ce sunt ele făcute, care sunt căutate în mod deosebit de mamele moderne, să le spunem. Știu că așa, de fapt, ne-am regăsit după pandemie pe componenta de educație pe care vreți să o dezvoltați aici. Oana, da, exact. Da. Mulțumim că ne-ai amintit. Asta va fi un alt diferențiator al nostru, faptul că vom continua această componentă de educație pe care am început să o formăm încă dinainte, și anume să avem cursuri atât prenatale cât și postnatale, cât și cele pentru părinți, educație parentală, chiar și pentru părinți cu copii mai mari.
care vor putea fi accesate pe platforma noastră. O las și pe Oana să mai spună despre procesul, procesul în care părinții pot să intre, să-și aleagă produse, ce vom mai avea pe acolo. Da, asta voiam să completez, dar ai punctat foarte bine, Andra. Apropo de a înțelege nevoile mamelor, ne-am gândit un pic și la perioada din sarcină, când mama este în căutarea de tot felul de cursuri, informații care să o ajute să pregătească pentru marele eveniment, și de aceea ne-am dorit să includem cât mai multe alternative și posibilități în care mama poate să aleagă. Atât pe partea de produse, dar mai ales și pe partea de servicii. Și cred că asta e partea de unul dintre diferențiatorii platformei, că va intra acolo și va avea acces la lucrurile relevante, de calitate, care să o ajute să-și ușureze experiența asta maternității cât mai mult. Acum, cum se va întâmpla totul, vor vedea. Este un site obișnuit, intri, cauți și pe categorii totul și e foarte ușor de navigat. Dar platforma încă nu este live la acest moment, ca să fie clar, ca lumea acum să nu intre pe mamaclog.ro. În următoarea perioadă o să și lansăm platforma și atunci o să comunicăm mai mult despre ce puteți găsi în ea. Deci deocamdată sunteți în grupul de pe Facebook și urmează să anunțați momentul la care va începe să devină funcțională platforma. Vreau să vă întreb, să trecem, e clar, toată lumea e conștientă că suntem în al doilea val al COVID-ului și se pare că suntem chiar într-un moment de vârf. Totuși, o să trecem de el. Și dacă reușim să trecem, da, de această pandemie, care este imaginea de viitor pe care o aveți voi pentru Mamaclog? Noi tot vorbim, adică am închis cafeneaua, am luat decizia să închidem cafeneaua, dar tot vorbim și încă ne mai adunăm insight-uri de ce am putea să facem la noua cafenea care se va deschide. Adică sperăm să putem să deschidem 2 ani, dar cum spunea și Andra, pentru noi prioritatea în următoarele luni, va chiar următorul an, pentru că nu cred că se va schimba foarte ușor totul, va reveni totul la normal, okay. Are nevoie să prindă curaj și așa mai departe, va fi marketplace-ul. Mm-hmm. Ceea ce înseamnă că ne dorim să construim acest brand, să păstrăm, să potențăm partea, componenta online și dacă nu pe finalul anului următor, măcar în 2 ani, să-i readucem și componenta fizică înapoi. Să știți că, apropo de chestia asta, de imaginea aia de viitor, pot să vă dau niște sugestii, în speță o sugestie în care în mod direct sunt interesată, cum ar arăta acest viitor, așa că în momentul în care o să discutați strategia, vă rog, mă puteți suna, ne vedem online sau vedem noi cum și pot să vă spun acea idee. E ceva ce am discutat cu mulți ani în urmă cu ownerul și managerul de pe atunci de la micul cabinet care era Centrul Medical Unirea și care între timp s-a dezvoltat într-un... Naștere în apă! Vrei naștere în apă, în cafenea? Nu, nașterea în conformitate cu legislația deocamdată nu se poate întâmpla decât în maternitate. Și apropo de nașterea în apă, săptămâna viitoare vă invit și pe voi și pe toate gravidele și mămicile la o discuție cu o doctoriță extraordinară, care este ownerul și managerul și este implicat în nașterile în apă de la o maternitate privată din Craiova. O să auziți niște lucruri nemaipomenite. Nu nașteri acolo, dar alte lucruri care, deci spuneam că discutam deci cu ani în urmă cu Varga Enaiati și atunci mi-a dat o idee și îmi pare rău că n-am ținut cont de ideea aia, pentru că eu însă poate eram în altă parte cu business-ul meu acum, deși ar fi reprezentat o mare problemă situația cu COVID-ul, da? Da, am înțeles. Vreau să vă dau acum rezultatul la cea de-a doua întrebare. Dacă ai vrea să-ți deschizi un business online pentru gravide mame și viitorii părinți, gravidele și mamele care ne urmăresc au răspuns așa, în proporție de 58% da,
în proporție de 42% nu. Voi cum ați răspunde la întrebarea asta? Presupunând că n-ați avea mamocloc, n-ați fi avut mamocloc, cum ați fi răspuns la întrebarea asta, dar în acest moment în care noi trecem prin, și prin pandemie? Că am înțeles de ce este. Să știți că dacă întrebarea asta am fi pus-o înainte, la începutul anului, într-un procent mult mai mare ar fi spus că sunt interesate poate de... Da, eu chiar asta voiam să spun, că acest context în care ne aflăm probabil că mai inhibă eventuale porniri din astea antreprenoriale, dar probabil că pe mine, dacă m-ați întreba, chiar dacă n-aș fi trecut până acum printr-o experiență de antreprenoriat, aș spune că da, aș vrea să încerc și probabil că m-aș adapta direct cu ideea pe ceva online sau ceva care să fie relevant în vremurile pe care le trăim. Apropo și de marketplace-ul nostru și de furnizorii cu care vom lucra, majoritatea dintre ei, cum bine spuneai, sunt și ei părinți la rândul lor și și-au deschis business-urile odată cu noile nevoi pe care le-au simțit, pentru că este o perioadă, o etapă nouă în viață și simți tot felul de lipsuri sau de nevoi și atunci mulți și-au pornit exact așa business-urile. Le vom spune poveștile pe blogul nostru. Da, tu, Ana? Cred că aș fi încercat și eu, tocmai pentru că sunt și foarte multe știri legate de cât de mult potențial are partea asta de online și cât au crescut vânzările în perioada pandemiei. Având în vedere că deja m-am aruncat capul înainte într-un business total nou, probabil că aș fi zis în mod cer că da, hai să încercăm. Acum, pe de altă parte, nu știu dacă neapărat pandemie, poate pentru unii, într-adevăr, unii ar trebui mai precauți și nu știu ce la ziua de mâine sau nu știu ce lunile ce vor urma și atunci vor să fie mai sigur pe ce au în mână și ce resurse au. Alții sunt poate mai curajoși din firea lor sau au o fire mai antreprenorială. Nu știu cât strict astea 3 luni au schimbat așa optica celor care aveau deja un spirit antreprenorial. Cei care au, cred că ar fi zis da oricum. Bineînțeles, la fel de bine să-ți păstrezi lucrurile pe care le ai acum, dacă ești confortabil cu ceea ce ai și ceea ce obții, este fain. Adică nimeni nu pune nicio presiune pe tine când ai ales una sau ai ales alta. Am să vă răspund și eu acum. Din perspectiva mea, a fost așa o răsturnare extraordinară, dar nu numai din partea noastră, ci și din partea gravidelor și mamelor, da? Pentru că deschiderea lor către online mi s-a părut extraordinară față de ceea ce era înainte. Într-adevăr, deci este o oportunitate foarte bună și depinde pentru București cum este orașul nostru, mare, ocupat, ca să ajungi într-un capăt al orașului în alt capăt pentru un curs, cum era la mine, uneori oamenii trebuiau să piardă și 2 ore, o oră dus, o oră întors. Online-ul a creat niște legături foarte directe, foarte posibil, foarte ușoare, haideți să zicem, flexibile și ca timp și din această perspectivă eu n-am să renunț în viitor niciodată la această componentă online, din contră vreau să o dezvolt și am niște proiecte și imediat o să vă vorbesc și eu despre acest proiect, dar 2 vorbe, nu mă apuc acum să-mi prezint proiectul, dar vreau să vă spun și aici ajung la ce ați afirmat voi mai înainte, ce mi-a spus o gravidă plângând după ce a început starea de urgență, săraca era îngrozită, ce o se întâmple cu mine, cum o să fac, și i-am spus, haide, uite, m-a sunat întâi și zic, uite, eu am început să intru pe online, dau consultanță, hai să avem o consultanță online. Și după ce am avut și în sfârșit a trecut pașii născuți și mi-a spus, zice, Vania, mi-a prins extraordinar de bine că m-am întâlnit cu tine înainte de. Deci contactul ăsta, așa cum a spus și voi, al emoțiilor directe, indiferent că sunt bucurie, că sunt uneori de tristețe, că nu mă descurc, e cu totul diferit de cât este el în online. Și ăla nu cred că o să-l ia nimeni niciodată, nici măcar COVID-ul. O să-l învingem și o să continuăm să socializăm și să fim împreună, pentru că omul este o ființă socială. Mă apropii spre sfârșit.
Deci mi-ați spus când o să dați start la platforma de Mam O'Clock, de Market Mam O'Clock. Ce sfaturi le-ați dat mămicilor care vor să deschidă un business în care, în zona în care sunteți voi? Așa. Eu am zis că este o nișă unde este nevoie de foarte multă empatie și înțelegere și customer service-ul, care oricum el este important în orice business, mi se pare că pe această nișă este și mai important, pentru că mamele pot fi obosite, pot fi tracasate și atunci trebuie să te pui puțin în pantofii lor, chiar dacă și tu uneori ești mamă, nu, tu tot timpul ești mamă și uneori ești obosită și tracasată. Cred că asta spune, o nișă unde trebuie să fii foarte atent la acest aspect. Altfel, cred că se aplică toate riscurile și sfaturile oricărui alt business. Și cum spunea așa de la un moment dat, pentru un business fizic, acest segment este foarte atent sau precaut când vine vorba de viroze, gripe, mai mult acum cu pandemia. Și este și normal până la urmă. De asta poate trebuie să gândești și o altă componentă care să susțină businessul fizic în perioade de acest gen. Am auzit eu bine puțin mai devreme, parcă Andra a spus că o să, eventual, dacă va fi cazul și mămicile sau gravidele vă vor întreba, o să le dați și spațiuri antreprenoriale. Andra, am auzit eu bine mai devreme sau mi s-a părut? Era vorba de fizicul. Acum și dacă n-ai zis, zici că da. Da. Nu știu dacă am zis sau n-am zis, dar într-adevăr, probabil din conversațiile noastre anterioare, într-adevăr avem parteneri care oferă cursuri și consultanță, inclusiv pe această parte de planuri de afaceri pentru startup-uri, adică vor fi efectiv produse în platforma noastră. Vei putea să iei o consultanță de business, dacă dorești, pentru un startup și să-ți facă trainerul nostru să-ți facă un plan de business sau să te ajute cu planul de business și cu o discuție despre ce vrei să faci, da. Da, deci Andra, am reținut bine, să știi că da. Nu ai spus așa explicit, dar asta a însemnat. Bravo, felicitări și da, Oana. Cred că eu am dat cu de Facebook grup unde vor avea și content antreprenorial. Așa, da. Probabil tu. Acum, oricum, dragile mele, gravide și mămici, iată că aici găsiți un loc în Oana și Andra și desigur și Ioana pe platforma lor, pe contul lor de Facebook, unde cu certitudine vă vor ajuta. Sunt convinsă că atunci când dai la cineva și tu primești. Dă mai departe că și tu primești. Să nu vă fie niciodată frică că vă fură cineva business-ul. Nu poate să-l fure. Dă-i tot ce știi tu, tu vei primi și mai mult. E o lege din spiritualitate, în sfârșit, e cu totul altceva. Înainte de a trece la... și de a-mi lua la revedere, de a trece la niște sfaturi, am vrut să spun. Cristina Petcu ne spune felicitări. Este un loc minunat, nu, este minunat să existe un loc special gândit de mame pentru mame. Go, go, fetelor! Vă țin pumnii de la Iași și vă doresc succes. Mulțumim, Cristina Petco, și cred că și Ioana și Andra sunt așa în asentimentul meu. Simțim aici forța care vine de la voi, așa că bravo! Oana, Andra, vă mulțumesc! Înainte de a încheia acest live, nu știu cât de repede a trecut pentru cei care ne-au urmărit, dar pentru mine și probabil că și pentru voi a trecut foarte repede, aș vrea să vă dau câteva sfaturi. Să vă restrict, asta sfaturile, nu pentru voi, atenție, pentru gravide și mame. Pentru că vine acest al doilea val, să-și restricționeze numărul de vizite la medicul care le urmărește sarcina. Să apelați pentru anumite consultații la serviciile de telemedicină. E proiectul de care vă spuneam că vreau să mă implic. Telemedicina este extraordinar de bună și acum, dar și în viitor. O mamă care nu poate să plece de acasă, dar are probleme ei după naștere sau are probleme cu copilul, o gravidă care la un moment dat are probleme, telemedicina este extraordinară. Sigur că există o companie pe care eu o respect acum, Delia Rusă de la Health Consulting. O să o găsiți și pe internet și o să apară și pe un carton pe live-ul nostru cu datele ei. De asemenea, să apelați la consultanța online.
puteți să aveți, eu cel puțin ofer consultanță online, colaborez cu un medic de la MediPlus, doctorul Niculescu Iosif, care oferă consultații online, da? Să vă faceți cumpărăturile pentru voi și pentru bebeluși online și să evitați cât mai puțin să ieșiți în spații mai aglomerate. Și, nu în ultimul rând, să vă faceți pachete de îngrijiri la domiciliu, cum este de pildă pachetul de medic-pediatru la domiciliu, tot așa Delia Rus Health Consulting, este un consilier de sănătate extraordinar pe care îl găsiți pe Facebook, aveți toate datele și oricând aveți nevoie solicitați, pentru că sunt situații în care chiar ai nevoie ca pediatrul să-ți vină acasă. Am întâlnit mai multe situații în care în perioada asta mamele vroiau să facă vaccinările acasă, s-au dus, nu știu, la maternitățile două, erau la fiecare la câte o maternitate privată și au fost foarte decepționate, au trebuit să aștepte, nu erau în ordine niște lucruri. Încercați să rezolvați cât mai mult de acasă. Și ca de fiecare dată, înainte de a încheia, în primul rând le mulțumesc invitatelor mele și sper să mai avem o întâlnire după, poate anul viitor, după ce vor deschide platforma și ea va deveni funcțională. Iar eu mă găsiți și sunt activă pe site-ul www.activecenter.ro, pe contul de Facebook Moașa Vania și Active Center, și mă găsiți în online cu cursuri, gimnastică de perineu, iar în locația din Crucerului 55 cu masaj gravide, mămici, bebeluși, da? Cu consultanță oferită de Moașă sau de Dula. Așa că, dragilor, toate cele bune. Mi se pare foarte interesant subiectul zilei de astăzi și merită să reflectați la el, pentru că poate să fie și o oportunitate de antreprenoriat pentru voi în viitor. Vă las deci să reflectați și ne vedem săptămâna viitoare cu Nașterea în Apă la Craiova. Toate cele bune și pe curând. Numai bine, aveți grijă de voi, purtați mască, distanțați-vă social și mulțumim. Speranța în suflet, pentru că vom învinge. Mulțumim și pentru invitație. Cu tot dragul, pe curând. Hai, la copiii voștri acum. Le mulțumesc și lor. Și tu, Andra, cu bebe, pentru că a fost ziua lui astăzi, primești cadou de la Moașa Vania un masaj. Aștept să mă sun și să te programez. Toate cele bune, vă pup! Era și ziua copilului meu azi. Și azi ziua tău? Glumesc. Aștept și pe tine, Oana. Aștept pe amândouă. Cu tot dragul, la revedere. O seară bună. Pa, pa.